Ai oferit totul în relația ta și nu știi ce să mai faci. Te simți singură, nefericită, neapreciată și visurile tale par sfărâmate. Draga mea, am trăit și eu asta. Acum 8 ani de zile eram căsătorită, într-o situație frumoasă, însă iată că în interiorul meu era o copilă care era traumatizată, rănită și care își dorea cu disperare să fie iubită. Deci eram căsătorită, aveam un partener și totuși trăiam o durere adâncă pentru că acesta nu știa să-mi ofere iubirea. Din fericire, am descoperit o nouă cunoaștere care mi-a schimbat percepția asupra vieții și a relațiilor. Am început să practic această cunoaștere și să o dezvolt și am creat o metodă prin care am reușit să scap de suferință și de această dependență toxică față de partener și față de părinți chiar. Am vorbit și altor femei și îți recomand și ție să urmărești această metodă, pentru că în primul rând poți să-ți dai seama dacă relaționezi greșit cu partenerul tău, apoi să-ți dai seama dacă feminitatea ta este vindecată și de ce acest lucru este cel mai important în starea ta de bine și îndeplinirea dorințelor tale. Dă click pe link și abonează-te neapărat la acest material pe care ți-l dăruiesc 100% gratuit. Te rog frumos să-l distribui și prietenelor tale. Îți mulțumesc!